Vasul a fost construit la șantierul naval din Portsmouth, de către compania privată Juliet Marine. Nava a costat până în prezent aproximativ 15 milioane de dolari. Poate fi transportată cu un avion C-17 și poate fi asamblată în 24 de ore. Milionarul și-a creat compania tocmai în acest scop, în anul 2002, după ce nava militară USS Cole a fost atacată în timp ce se alimenta cu combustibil într-un port din Yemen. În urma atentatului cu bombă, au murit 17 marinari, iar alți 39 au fost răniți. Vasul fantomă este descris ca fiind un elicopter pe apă, deoarece plutește ca o navă, dar, de fapt, se mișcă printr-un tunel de gaz creat sub suprafața apei, ceea ce îi conferă o viteză mult mai mare. Vasul este propulsat de două motoare de câte 2000 de cai putere, iar tehnologia creată permite ca nava să se miște cu o viteză foarte mare, fără ca pasagerii să simtă acest lucru. Vasul, numit Fantoma, nu va putea fi detectat de niciun radar. Cea mai mare provocare pentru Marina Americană în prezent este cum poate să ajungă într-o anumită zonă unde îi este interzis accesul fără a fi detectată. Lucru imposibil deocamdată. Însă Fantoma poate face asta. Nava poate ajunge în acele zone și poate sta acolo nedetectată timp de 30 de zile.